Numărul cazurilor de gripă este de 8 ori mai mare săptămâna aceasta decât săptămâna precedentă. Acum sunt 81 de cazuri de gripă față de 10, iar cu 2 săptămâni înainte nu a fost înregistrat nici unul. La fel se întâmplă și în cazul infecțiilor respiratorii, a virozelor. În ultima săptămână au fost raportate 1107 cazuri, cu o săptămână înainte 790 de cazuri, iar cu 2 săptămâni înainte 610 cazuri de viroze. Lucrările la unul dintre simbolurile Sibiului, Bolta Rece din Parcul Subarini, va primi cu totul o altă înfățișare până în toamna acestui an. Noua amenajare va fi una modernă, iar sibienii vor putea servi masa la unul dintre cele 4 restaurante cu specific diferit care vor funcționa aici. La etaj va fi un spațiu destinat evenimentelor private și o terasă cu vedere superbă către parc. 4 stații de încărcare pentru mașinile electrice s-ar putea amenaja în Ciznădie dacă proiectul de hotărâre în care acestea au fost incluse va primi votul consilierilor locali. Una dintre stații s-ar putea face în cartierul arhitecților. Odată ce se va găsi spațiul necesar, chiar dacă România se numără printre țările cu cele mai puține stații de încărcare pentru autoturismele electrice și hibrid, județul Sibiu stă bine la acest capitol. Amenajarea altor stații la Ciznădie ar aduce bucurie șoferilor sibieni care se află în topul proprietarilor de mașini electrice din țară. Am decis împreună cu familia că ne asumăm această abordare și s-a întâmplat cu câteva luni înainte de alegeri. Cred că au fost 6 luni de zile, deci viața mea s-a schimbat. Îmi place să mă achid de obligațiile pe care le am și când zic un lucru să mă duc până la capăt. Pare? Am fost învățătoare, am început, sunt absolventă de liceu pedagogic. Deci da. Prima meserie pe care ați avut-o de fapt a fost învățătoare, nu? Unde așa ați, este. Unde am predat la școala 17 și urmă la școala 1, școala specială care acum este în subordinea noastră. Ai atins un punct foarte sensibil. Dacă fac pasul ăsta și plec dintr-o profesie unde la care țin și unde extraordinar, da, și care mă împlinește, sufletește și este ceea ce mi-am dorit tot timpul, atunci trebuie să o fac pentru un lucru care să conteze. Acesta este proiectul pentru care merită să îmi sacrific viața profesională, viața personală, pentru că pe plan personal este un sacrificiu pe care nu îl înțelege multă lume. Oare merită așa totuși să n-ai viață de familie, să n-ai viață personală, să fii tot timpul atacat din toate părțile, după care am intrat și într-un ansamblu Profesionist de Dansă Populară. De aici din Sibiu? Da, de aici din Sibiu, Dumbrava Sibiului. Am fost în turnee în străinătate, am fost în America atunci când au fost Jocurile Olimpice. O să fiu foarte sinceră cu dumneavoastră. Deși se zice că pentru că am auzit abordări de genul acesta, că e foarte important pentru doamna președintă, să știți că nu. Deși nu par, sunt și gurmandă și consumatoare de vin și de vin roșu.